Însă întrebarea este următoarea. Dacă Dumnezeu din ceruri, atotputernic, nu are puterea să intervină în viața copilului meu și să-l mântuiască, de ce să mă mai rog? Dacă nu are putere. Dacă Dumnezeu nu-i poate birui împietrirea, dacă Dumnezeu nu-l poate opri din nebunia lui, dacă Dumnezeu nu poate opri sau întoarce unii copii de pocăiți care poate acum sunt drogați, curvari, hoți și plecați, cine știe unde în lume? Și nu mai poți să ajungi la ei. Dacă Dumnezeu nu poate interveni în mod supranatural în viața lor și să scoată nebunia aia din capul lor, prostia din capul lor, împietrirea în care sunt, că au auzit de atâtea ori Evanghelia și au respins-o. Dacă Dumnezeu nu poate să facă lucrul ăsta, de ce te mai rogi? Toți oamenii care se pun pe rugăciune și se roagă pentru alții care au auzit deja Evanghelia și au respins-o, cred în harul irezistibil. Eu i-aș trage pe ăștia de mânică. Mă, omule, de ce te mai rogi pentru el? Că s-au păcătuit cu voi, a respins Evanghelia. Nu mai are nicio șansă după teologia ta. De ce te mai rogi pe el? Dumnezeu i-a dat o șansă, i-a dat harul, el l-a respins. Asta este. De ce Dumnezeu să-i dea la fiul tu har mai mult decât să-i dea la alții? De ce te rogi pentru el? De ce insiști pentru el? El crede că Dumnezeu ar putea să facă ceva în plus ca să-l trezească cumva. Pe genunchi cam toți cred în harul irezistibil. Pe genunchi cam toți cred în harul irezistibil. Eu numai pentru că cred în harul irezistibil mă rog pentru unul sau altul. Asta mă împinge să continui să mă rog pentru un om care îl văd total împietrit.